Nu știu. Eu o port. Băi, deci am uitat că primisem niște rochii de gală. Super mișto. Dar ni le pusese acolo la bucătărie, pe chestia la bucătărie, după aia pe canapeaua verde și găsisem una. Deci, dar avea impresia că e mică de mine, știi? Să încerc să o bag pe mine, nu intra. Și mă duc după aia și caut una. Mamă, și-am găsit una superbă. De superbă. Cum era? Era neagră cu diamante pe ea. Și n-au și tu că... Da. Eram în gală și se lua Marian de mine, făcea că ce ți-arde să-i rochii din astea pe tine, Teo, e în prag să pleci și tu ți-i rochii din astea pe tine sărbătorești? Da. Mamă, îmi venea să mor! Zic, ia uite la ăsta. Zic, Doamne, nu venea să cred, știi? Făcea, ia uite ce frumos se îmbrăc. Parcă nici nu interesează. Uite, știu, am dus și cu bărbatul tău, la când mă terorizează. Sau tu terorizezi pe eu? Da, amândoi vă terorizați. Tu începi, el continuă. O să-i spun, băi, lasă-mă în pace, că și-mi vise te am cu terorile tale, care mi le dai. Păi îmi dă teroare, mă, teroare după teroare, nu-i să mă duc. Să vezi ce-i fac astăzi. Să vezi ce-i fac. Nu scapă de mine. Mă, uite, vezi? Da, pe m-a nervat. Cum să-mi zică el așa ceva în vis? Iau ca un pachet. Dar în vis. Stai așa. Stai, domne, așa cum te pun eu. Trebuie să-l dau cu fixativ să stea așa. Ai vorbit? Da. Trebuie. Că le ia și eu de la patru. Să se vedea. Da, păi și eu trebuie să vorbim. Mai zic să le faci și că pleci. Păi tata, eu zic să le faci. Nu știu că se acolo. Eu cred că mai mult de o oră nu o să ne, n-o să ne țin acolo. Ei, vă ține de o oră. Ce ai, mă, Roxy? O să facem mult pe drum. Adică o oră dus, o oră întors. Ține, mă, până frumos toate rochițe. Nu e așa simt. Ce rochițe îți probezi, păi, Roxy? Că dacă probezi... Păi, dar o să probezi câte rochițe. Păi, îți dai seama, și dacă probezi câte rochițe, fiecare cât îți ia. Eu îți ia și cât e așa simt. A, cine vorbea? Da, putem să le probăm pe toate care sunt acolo, adică nu-i nimic. Asta e cât mai mult. Cine se plictisească? Păi ce, băieții, crezi că n-o să probeze costume? Eu nu cred că o să, într-adevăr că o să fie lume, dar eu cred că au vorbit deja și o să ne ducă undeva unde... Acolo nu e nimic privat. Nu-i vorba, Roxy, să fie privat. Tu crezi că le convine să ne ducă pe noi unde sunt 10, nu știu câte persoane, să probăm o rochie? Gen la un stand, la asta mă refer. Normal că au și ei pe cineva care au vorbit și au spus că aici le aducem. Nu? Au acces în tot Romexpo-ul
Nu știi chiar așa. Ai, gata. Fiecare unde vrea. Și o să vină și susținători, de tot stat în jumătate de oră și cu ei. Cine vine? Că Angela cred că nu se poate să vină, că lucrează. Mă refer la... Cristian... Cristiana... O să vină la Andrada, Radu, Alina, cu Iulia. A, da. Da. Că Alina venea mereu după Elena. Păi da. Rozin, dă-și mie o pensulă. Ce pensulă? A, asta e care mână aici. Asta e mână. Dacă e stinsă, nu. Ia. Da, da, e stinsă. Ei, pe tine trebuie să ții capot. Da, pe mine. Și mi-ai schimbat și pic fără un sfer. Că te-a trezit, Iuda? Sigur nu m-ai mințit? Doamne, la mai știa să te parține cu ce minute. O să rămâi așa? Pentru pot să te dau înapoi. Ce este prea aproape de tine?